Bună seara, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că și în această seară urmăriți subiectul zilei. În ultima vreme am văzut cu toții, au fost proteste prin instituțiile cu atribuțiuni administrative, dar și în instituțiile care au atribuțiuni în ceea ce privește protecția socială. Pentru a afla dacă aceste proteste anunță, știu eu, ceva de amploare sau ce se mai întâmplă în mișcarea sindicală, alături de mine se află domnul Gheorghe Neaga, președintele CNSRL Frăția Prahova. Bună seara, domnule Neaga, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Neaga, greve de avertisment în primării. Da, e adevărat, era firesc să se ajungă într-un astfel de moment. Având în vedere nemulțumirea existentă în rândul angajaților din administrația publică, nemulțumire care pleacă în primul rând de la salarizarea total insuficientă, având în vedere costurile zilnice, și în al doilea rând e vorba de acea eșalonare a datoriilor pe care instituțiile publice le aveau față de angajați în urma unor procese. Deci procese câștigate de angajați. Deci cum a fost și la profesori într-o perioadă. Da, e adevărat. Deci cu hotărâri judecătorești definitive, irevocabile și care în mod normal trebuiau puse în execuție, dar printr-o hotărâre de guvern, Guvernul României a stabilit, e adevărat că trebuie să facem precizarea asta, încă de pe vremea Guvernului Boc, s-a stabilit că aceste diferențe salariale să fie alocate angajaților într-o anumită perioadă. Era vorba de niște ani. E adevărat că guvernul Ponta a făcut ca această perioadă să se micșoreze. Da. Au scurtat-o în așa fel încât în 2015-2016 salariații în mare parte să primească aceste drepturi câștigate în instanțele de judecată. Ei, suntem într-un moment, zic eu, în care costurile zilnice ale unei familii au crescut, ne apropiem de sărbătorile de vară, Paștele, presiunea financiară asupra angajaților e mare, având în vedere nevoile, și atunci, la rândul lor, trebuie să se manifeste și ei în speranța că aceste venituri vor mai ajunge cât mai curând la angajați. Și în urma protestelor ceva rezultate? Sau au trecut așa? Păi un prim semn ar fi decizia pe care a luat-o primul ministru ca drepturile salariale cuvenite a angajaților și care în mod normal se dădeau în jur de data de 15 ale lunii în care intrăm mâine, poimine, se vor da mai devreme, respectiv am înțeles că în jurul datei de 8. Tocmai pentru că pe 12 sunt sărbători de Paște, dar asta se întâmpla parcă în fiecare an, cel puțin cu pensiile, nu știu dacă și cu salariile din sistemul bugetar. E adevărat, a existat o astfel de grijă, dar noi trebuie să recunoaștem că lumea nu mai are răbdare. Și cu o contribuție deosebită la micșorarea nivelului ăsta al răbdării cetățeanului, oare ceea ce vedem în fiecare la televizor. Deci noi ne batem, iată, ajungem să ne manifestăm pentru 100 de lei, pentru 200 de lei, în timp ce în țara asta se fură cu milioanele de euro. Păi în astfel de situații nimeni nu mai are răbdare. De ce noi am avea răbdare? În timp ce cei care nu mai au al cincelea deget la mână, o duc foarte bine. Sunt foarte grebiți cu ridicarea drepturilor lor. Drepturi în ghilimele. Așa este. Haideți să trecem și la următorul subiect și la Direcția Generală pentru Protecția Copilului. A fost un protest și vreau să vă întreb care a fost motivul acestui protest și dacă a existat o finalitate. Da, e adevărat. Cei care au fost mai vehemenți au fost cei de la Centrul Sfântul Andrei de la Nord. Și aici motivul a fost același. Ei au o hotărâre judecătorească, potrivit care ar trebui să primească acele drepturi. Drepturile lor cuvenite pentru această etapă ar fi trebuit să le primească până la sfârșitul lunii martie. Cred eu că din lipsă de seriozitate a celor care s-au ocupat de subiectul ăsta, pentru că banii vin direct de la Guvernul României,
S-a făcut în așa fel încât, iată, suntem la sfârșitul lunii martie, suntem deja în aprilie și nu au fost repartizați banii pentru aceste centre. Ceea ce înseamnă că Direcția de Asistență Socială nici nu cred că va fi în stare să-l plătească acești bani, dar atâta vreme că nu există alocare bugetară de la Guvernul României. Iar ca o realitate, de la guvern nu primești bani decât în momentul în care se face o nouă rectificare. Rectificările de regulă se fac în anumite perioade ale anului și iar după ce știm noi în acest moment, sunt puține speranțe ca rectificarea de buget a guvernului se facă mai devreme de luna iunie. Oamenii firesc au intrat în panică, își doresc banii, motivele aceleași, deci am fost la această întâlnire cu ei, unde a fost și directorul direcției, directorul centrului, se apropie sărbătorile și au nevoie de bani. Da, domnul Neaca, și la primul subiect pe care l-am discutat, cazul salariaților din primării. Și la acest subiect ați pomenit dumneavoastră de niște decizii ale instanțelor. Ori, cel puțin în cel de-al doilea caz, Direcția pentru Protecția Copilului, lucrurile mie mi se par foarte clare. Adică, atâta din cât există o sentință judecătorească, păi, guvernul nu poate să zică am uitat, n-am uitat, mai vedem data viitoare, așteptați viitoarea rectificare. Și vă spun care este raționamentul meu. Foarte mulți agenți economici, mai ales în aceste zile, pentru că s-a vorbit foarte mult despre controlele ANAF-ului, au fost aduse în atenția opiniei publice și alte lucruri referitoare la relația ANAF-micile societăți. Și mulți administratori spun următorul lucru. Dom'le, eu dacă am datorii la stat, statul vine, guvernul, ANAF-ul vine și îmi pune sechestru pe cont fără nicio decizie judecătorească. Mi-a toți banii care am în cont, dacă am. Îmi pune pe toate conturile, conturi personale, conturi de care or fi. Vine statul și îmi golește conturile, fără decizie judecătorească. Deci statul poate să vină să ia banii unui om pentru că omul acela are o datorie la stat. Dar când statul are datorie la niște oameni, oamenii au și o sentință judecătorească. Nu mai vorbesc despre ideea în sine de a nesocoti, de a nu pune în practică o sentință judecătorească, care și asta este un lucru grav și de neconceput într-o țară normală. Dacă e decizie judecătorească, îmi convine, n-am bani, trebuie să văd ce fac și să rezolv situația. Chit că sunt guvernul României sau un biet amploiat, cine știe pe unde. Asta este situația. Ori, statul, când e vorba să ia bani, folosește toate mijloacele pe care le are, morale sau mai puțin morale, legale sau știu eu, unii le socotesc ilegale, etc. Dar trebuie să dea, stă liniștit și zice așteptați voi viitoarea rectificare. Păi nu prea e în regulă, nu prea este un semn de respect față de contribuabilul din România. Fără discuție nu putem fi de acord cu un astfel de sistem de lucru. În momentul în care cetățeanul are în mână hotărâre judecătorească definitivă și executorie, ea trebuie executată. Indiferent că este împotriva, nu știu, cărui minister, a guvernului, a oricărei instituții din această țară. Și nicio altă instituție din țară, după părerea noastră, n-ar trebui să aibă puterea să poată stopa executarea unei hotărâri judecătorești. Cum se întâmplă în cazurile noastre, când, încă după vremea guvernărilor anterioare, prin hotărâri de guvern s-a stabilit că aceste executări să se facă într-o anumită perioadă. În primul rând că e incorrectă că în momentul în care ai luat o astfel de decizie, ai luat o decizie unilaterală, adică numai în ce te privește pe tine. Dar pe mine m-ai întrebat dacă sunt de acord cu înțelegerea asta, ca eu să fiu de acord ca banii să-i dau într-o perioadă mai lungă. Deci e un abuz de putere. Mai ales că se vorbește despre un parteneriat între stat și cetățean. Iată, nu funcționează asta. Asta se vorbește numai în congresele. Când e vorba de teorie. În teorii și nu e adevărat. Cetățeanul e vaca de mus, valabilă la toate guvernările care au fost până acum, iar din oala în care s-a adunat ce s-a adunat, ei, ăia cu cât ești mai de sus, cu atât ai mai mult acces la băgatul mâinii. Și da. Fiecare cât poate să scoată. Și în slavă Domnului, din ce vedem la televizor, chiar reușește să scoată. Dacă vă amintiți, ne-am mai întâlnit de mai multe ori și de multe ori discutam că în țara asta, domnule, o mai fi de furat?
Și de multe ori, domnule, numai gata, s-a terminat, s-au terminat privatizările, s-au terminat societățile, nu mai există niciuna din alea privatizate, toate sunt prăduite, vândute, cumpărate, deci s-a ales praful de toată economia românească și cu toții ziceam, domnule, nu mai e de furat. Poate ar fi cazul să mergem și pe... Iată că... Mai e. Mai e. Când și mai e, pentru că văd la televizor sau citind materialele DNA-ului, sume pe care nu le începeam. În timpul școlii, când citeam în manualul de geografie sau de istorie, că România este o țară bogată, cu resurse, nu mă gândeam că se poate referi și la o astfel de situație. Adică o țară bogată din care se poate fura întotdeauna și resurse inepuizabile pentru că toți plătim impozite. Totuși, schimbarea s-a văzut că vedeți că în domeniul privat acolo e mai ușor de păcălit unul pe altul. Pentru că fiecare ține la punga personală, încearcă în măsura posibilităților să-și facă datoria față de bugetul statului, față de obligațiile care le are fiecare unitate economică, iar locurile pe unde să mai scurg sume importante de bani sunt banii administrați de stat, bugetele fie locale, fie naționale, deci acolo unde e vorba de bugetul statului. Dar eu am mai spus, pentru mine bugetul statului e o gaură neagră în care toată lumea bagă pentru că trebuie să bage ceva acolo și de cele mai multe ori... Și unii scot. Da, știți ce este dramatic, domnul Naga, dacă am ajuns cu discuția în acest punct? Acum mulți ani de zile se vorbea despre un comision de 10%. Toată lumea știa că, domnule, dacă vrei să faci, știu eu, treabă în anumite zone, ăsta e comisionul, 10%. Erau oameni care lucrau în administrație, care, asta era porecla lor, 10%. Cutăresc cu 10%. Așa îl știa lumea. Așa se vorbea la modul colocvial despre anumite personaje. Ei, am văzut că lucrurile au evoluat. Poate că, într-adevăr, numărul de angajați a scăzut. Poate că productivitatea a scăzut. Poate că, nu știu, PIB-ul dacă o fi scăzut sau nu. Dar am văzut comisionul crește. Am văzut comisioane de minim 20%. Am văzut comisioane de 40%. Persoanele pe care noi le denumeam pe vremuri... Și știm bine la ce ne referim, persoane 10% au fost înlocuite de persoane 20%. Și dacă, mă rog, justiția din România nu se dezmeticea, probabil ajungeam la persoane chiar și mai importante, cu poruri de la 30% în sus. Și nu știu dacă mai rămânea ceva și pentru... Am bărut asta de seara, adică să facă totuși ceva și pentru România. Că vedeți, banii au cam fost, vă spun tot televizoarele. Drumul însă nu avem, salarii nu avem, avem cam de ce avem noi în afară? Da, e adevărat că studiile de fezabilitate sunt practic ventuza care stoarce cel mai mult bugetul țării. Și scuza universal valabilă. Dom'le, dar de ce ați promis în campanie electorală că faceți nu știu ce? Nu v-ați apucat de treabă. Cum să nu? Zice, facem un studiu de fezabilitate acum, trebuie să se finalizeze imediat și în funcție de ce spune studiul, ne apucăm de treabă. Ori studiul ăla costă milioane de euro, nu e gata niciodată sau dacă e gata acum, nu mai este valabil peste 2 ani când vor să se apuce de lucrări și atunci... musai, imperios necesar, încă un studiu de fezabilitate. Și bani aruncați pe fereastră. Da, studiul de fezabilitate care e de regulă, dacă mai scapă ceva bani în urma negocierii pe studiul de fezabilitate, vin șacalii numărul 2, că ei sunt proiectanți. Deci, pe urmă, apare proiectul, care înseamnă și acolo o mare sumă de bani și constați că s-au cheltuit toți banii, iar strada e tot la fel cum a fost înainte. Sau clădirea necăpăcită. Are SF-ul, vestitul SF, e făcut așa că... Când se termină toate astea, deci, da, și bugetul terminat, vin noile alegeri, se schimbă ordonatorii de credite, care vin cu alte proiecte, alte studii de fezabilitate, alte proiecte și tot așa. Și noi vom ajunge să... Plătitori de taxe, plătitori și studii de fezabilitate. Putem să completăm acea celebră sintagmă. Mă rog, eu cred că ceea ce se întâmplă zilele astea în România, chiar dacă perturbă
Deci este adevărat că unitățile bugetare, fie de nivel județean, de nivel local, sunt perturbate de acțiunea asta a justiției din ultima perioadă. Perturbate pentru că oamenii erau obișnuiți să lucreze într-un anume mod, plecând de la vestita vorbă românească, las că merge și așa. Ei, iată că nu mai merge și așa. Sunt angajați bugetari care nu știu să lucreze decât pe așa, las că merge și așa, nu știu să lucreze altfel. Și atunci au intrat în panică. Au intrat în panică, refuză să semneze, refuză să se implice, să-și asume responsabilitatea. Unii care au mai mult curaj au început să spună, nu mai suntem de acord cu treaba aia, aia nu mai facem, aia nu mai suntem de acord să semnăm. E bine că au făcut-o acum și că o fac acum. Dar era tare bine dacă făceau treaba asta și în ultimii 25 de ani cu Constanța, da, și cu că poate nu ajungeam în etapa asta în care suntem acum, în care banii se topesc ca și gheața. Cum i-au băgat în buget, dintr-o dată au dispărut. Pentru că faceți referire la această perioadă, știți ce am observat eu, domnul Naga, și are legătură întrebarea mea cu ce am discutat până acum referitor la mișcările sindicale la care ați făcut referire. În alte țări, în perioadele de criză, în perioade în care apar, știu eu, cazuri de genul a ceea ce vedem noi la televizor, asistăm la mișcări sindicale din ce în ce mai puternice, chiar de stradă, uneori chiar care depășesc limita legală și a bunului simț, cu violențe, etc. E, la noi parcă mișcările sindicale au mers cât timp a mai funcționat, s-a mai mișcat ceva în economia românească și în societatea românească. De când a venit criza, parcă mișcarea sindicală parcă a dispărut total din atenția opiniei publice. Și are legătură cu ce am discutat până acum, pentru că vreau să vă întreb dacă aceste mișcări sindicale, aceste proteste despre care ne-ați vorbit, sunt preambulul unor proteste. Primăvara este anotimpul sindicaliștilor, că după ce strâng, acumulează toată iarna nemulțumiri, primăvara se face cald afară și hai domne să ieșim să ne spunem problemele. Aceste mișcări sindicale sunt preambulul unor mișcări ceva mai ample sau, știu eu, sunt lucruri izolate, punctuale, cer oamenii pentru problema lor punctual și atât? Trebuie să vă spun că nemulțumirea față de tot ce se întâmplă în țară, față de ce se întâmplă în toate unitățile economice, este mare. Chiar dacă noi în ultima perioadă nu am fost atât de vocali, atât de evidenți în mișcările de stradă. Acest lucru s-a întâmplat și datorită faptului că guvernanții noștri, care cu ceva perioadă în urmă își asumau relația de muncă într-o anumită proporție alături de angajatorii din România. Există acel organism tripartit, guvern patronat sindicate, unde legile care guvernau relațiile de muncă erau făcute în această formulă, unde contractele colective de muncă la nivel național, la nivel de ramură, odată cu dispariția lor, guvernul a dispărut din peisajul public în calitate de partener al angajatului, al sindicatelor în general. Iată că noi, în momentul de față, pentru că asta e legislația în România, noi nu mai avem pe guvernant partener decât în momentul în care stabilește salariul minim pe economie. În rest, el s-a retras din acest parteneriat cu cetățeanul salariat din România. Eu zic că primul semnal dat în acest sens, semn prost din punctul nostru de vedere, a fost când guvernul Boc a inventat treaba asta. Deci el e cel care a făcut să dispară contractul colectiv național și contractele pe ramură. A plătit pentru treaba asta. Da, guvernul Boc a fost un guvern de dreapta. Ei spuneau, doamne, suntem de dreapta. Da, da, da. Sigur că un politician de dreapta sau un guvern de dreapta nu privește cu mare simpatie zona sindicală. Pentru că sindicatele, în esență, sunt de stânga, iar guvernul la care facem referire spunea, de câte ori avea ocazia, suntem un guvern de dreapta. Dar după guvernul Boc și după guvernul Ungureanu, un alt guvern de dreapta, dar pe o perioadă foarte scurtă, a venit un guvern
care spune, domne, cum avea și elemente de dreapta pentru că am câștigat alegerile într-o alianță. Da, este condus de un social-democrat. Ori legăturile dintre social-democrație și sindicate sunt, mă rog, evidente în istorie. Nu știu dacă acum, în prezent, sunt evidente, dar de-a lungul istoriei au fost evidente și foarte, foarte strânse. Da, din păcate aceste relații evidente în istorie, așa cum spuneți dumneavoastră, nu prea sunt evidente acum. Pentru că nu întâmplător guvernarea Boc a picat. Una, nemulțumirile noastre, chiar dacă nu le-am manifestat pe stradă atunci, n-am mai avut meetinguri de mare efect cu mii de oameni scoși în stradă, dar oamenii când s-au găsit cu ștampiluța aia în mână, au știut unde să o pună. Ei, deci avem și noi o contribuție deosebită la trântirea guvernului Boc și a celui care are guvernul de dreapta, ca să spun așa. Ei, numai că odată cu trântirea asta, noi am făcut niște înțelegeri cu guvernul nostru, de stânga, unde s-au luat niște angajamente, apariția contractului colectiv național, modificarea legislației muncii. Legislație care nu s-a modificat nici în momentul de față. Deci există această nemulțumire și în acest moment, că cei care ne-au promis că vor face ca legislația să revină la ce a fost cândva, legislație europeană, deci nu făcută valabilă numai în România. Deci legislația noastră era una dintre... România intrase în rândul țărilor europene cu legislație normală, corectă. Ei, am rămas fără această legislație și iată că guvernul, dispărând ca partener în dialogul cu salariatul, ieșirile noastre în stradă le-am face degeaba. De ce să mă cert cu guvernul Boc, cu guvernul Ponta, atâta vreme cât el nu mai are nicio contribuție receptiv la dorințele mele? Iată că primul semnal pe care l-ați dat a fost dumneavoastră, mass media. Eu văd la televizor, domnule, ce se întâmplă, mișcarea sindicală nu mai reacționează. Ce se întâmplă, societatea civilă nu mai reacționează. Eu zic că e o mare pierdere pentru noi ca țară, dar și pentru guvernați, că dispariția sindicatelor sau lipsa sindicatelor la dialog cu guvernantul, a societății civile, face ca guvernanții să ia decizii fără să aibă legătură cu realitatea. Am mai pus întrebări în mediul politic și mi-e dumne, dă-mi cum luați voi deciziile acolo atâta vreme cât pe noi cei de jos nu ne mai întrebați niciodată nimic. Credeți că ai realitatea aia de acolo de sus? Nu credeți că ar fi normal să mai întrebați și pe cei de jos? Și ați primit un răspuns? Nu, n-am primit nici răspunsul pe care îl așteptam eu. E adevărat că mai sunt intermediarii, și aici mă refer la parlamentari, care își asumă această relație. Eu vin din colegiu, domnule. Și vin și în momentul în care votează acolo, eu votez în consonanță cu dorința celor din colegiul meu. Spanac. Niciodată tare nu ne-am ocupat de chestia asta, să spunem noi la televizor, când ei se laudă că vin din colegiu, să spunem opinie publice, când a fost ultima dată când ei a fost în colegiu. Ei, ori fi fost, dar știți, eu mă gândesc, eu am locuiesc într-un colegiu din Ploiești absolut privilegiat, pentru că am nu un senator și un deputat, ci am vreo 3 parlamentari. Probabil de aia n-ați văzut pe niciunul ultimii doi. Da, chiar dacă aș vedea în colegiu, foarte bine. Dar, de exemplu, cred că domnii parlamentari care reprezintă colegiul în care locuiesc eu ar avea multe de făcut, pentru că ar putea să ducă în Parlament inclusiv faptul că sunt sigur că foarte mulți vecini de-ai mei din colegiu și-ar dori, de exemplu, autostradă Comarnic-Brașov. Da, sunt foarte sigur de treaba asta. Sunt sigur că mulți dintre vecinii mei care locuiesc cu mine în același colegiu și-ar dori spitale mai bune, școli mai bune. Ori eu nu i-am văzut pe parlamentari preocupați de așa ceva. Dar, mă rog, haide să ne discutăm despre parlamentari, pentru că mai avem doar un minut și voiam să le destăinui telespectatorilor noștri că înainte să veniți la această emisiune, ați fost undeva la munte, unde pentru mine a fost așa, inedit oarecum, să aflu că ați fost și ați constituit un sindicat la Castelul Peleș. Da, e adevărat, Muzeul Național Peleș are 120 și ceva de angajați.
Vreo 80 au devenit membri de sindicat, deci am constituit un sindicat care a obținut personalitatea juridică, are reprezentativitate și astăzi am avut prima zi de negociere a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Trebuie să vă spun că am întâlnit acolo atât sindicaliști entuziaști, adică dornici să facă în așa fel încât să le fie mai bine pe viitor, dar și o conducere cu disponibilitate în a discuta cu angajații. Din nenorocire, la bunăvoința celor două părți de la această negociere, am fost șocat să văd, să aflu de existența unei ordonanțe de urgență, numărul 83, în care salariile din domeniul culturii rămân cam aceleași de acum câțiva ani. Deci e o mare anomalie de să fii om cu studii superioare, muzeograf la Muzeul Național Peleș și să ai un salariu cât un muncitor necalificat de la orice unitate economică o vreți dumneavoastră. Deci asta... Așteptăm, mai avem 10 secunde, domnul Neaga. E regulă. E posibil să existe să asistăm la o grevă la Peleș? Este posibil. Etapele ar fi să ne adresăm în instanțele de judecată, după care nu excludem nici acțiunile sindicale. Ar trebui să fie mai atent guvernul. Domnule Neaga, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc și eu. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în această seară. Ne revedem mâine seară la subiectul zilei. Până atunci, toate cele bune!